Vom vorbi despre toate subiectele importante în această ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, da, inclusiv despre nunta lui George Simion, dar în partea a doua a emisiunii. În prima parte vom aborda un subiect care arde, e un subiect foarte, foarte dureros, de multe ori pentru România, extrem de important pentru întreaga lume, pentru că ne apropiem cu pași și repede, spun unii, de o teribilă criză alimentară, iar semnele prevestitoare ale acestei crize alimentare sunt de ani mulți prezente. Nu le-a prea băgat nimeni în seamă, sau am zis, las cum trece noi și peste asta, o dă Dumnezeu ploaie, ori mai crește grâu, o mai veni porumbul, o mai avea ce mânca la un moment dat. De data asta lucrurile sunt destul de complicate. Mă bucur foarte mult că în prima parte a emisiunii avem în studio un om pe care îl respect foarte mult, îl admir foarte mult pentru întreaga carieră. Este fostul ministru agriculturii, domnul Valeriu Tabără, pe care îl salut și mulțumesc că e prezent aici. Bine ați venit! Bună seara, bună seara, sunteți mulțumesc! Sunteți și președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice și Șești, da? Da. Gheorghe Ionescu, Șișești. În cununarea unei cariere de o viață, pentru că eu mi-am început meseria în 1973, la terminarea facultății, prin repartiție guvernamentală în cercetare. Și n-am mai părăsit-o niciodată. Domnule ministru, nu-mi iese din cap un interviu pe care cred că l-ați dat prin 2020, taman ce începuse nenorocirea asta cu pandemia și așa mai departe, în care vorbeați despre faptul că guvernul, și spuneați asta, repet, acum vreo 2 ani de zile, trebuie să acorde o mult mai mare importanță agriculturii, subvenționării la timp a agricultorilor, fermelor zootehnice, pentru că spuneați, întrebați la momentul respectiv, așa ca un soi de premoniție, ce o să ne facem dacă intrăm, Doamne ferește, într-o criză alimentară, dacă vine o criză alimentară. Uite că suntem la momentul în care avem inflație, o criză energetică, o criză financiară pe care se devine din ce în ce mai acută, suntem și într-un soi de criză alimentară, poate nu neapărat noi România, dar nu numai despre noi e vorba aici, că suntem într-un sat global și lucrurile sunt interconectate. Războiul din Ucraina însă a produs niște reverberații teribile în această zonă a alimentării populației. De ce? Eu aș începe cu ce spuneați, pentru că eu ascult cu foarte multă atenție, mai ales că am fost implicat și din alte puncte de vedere în chestiunea aceasta ucraineană. Să nu uităm poziția mea față de tratatul cu Ucraina la vremea respectivă, când eram lider de grup parlamentar. Nu mi-am părăsit poziția, însă reamintiți-o puțin abordările... Care era poziția dumneavoastră? Am spus atunci că noi nu am făcut tratatul așa cum ar fi trebuit cu Ucraina și n-am rezolvat toate problemele de diferendum care sunt între România și Ucraina. Și ele sunt și azi. Ele au rămas. Însă la această dată problema care este în apropierea noastră și în Ucraina, face în așa fel încât, din punct de vedere strategic și național, România se vadă altfel lucrurile. Și cred că, din acest punct de vedere, abordarea nu este chiar greșită, dar ceea ce mă surprinde pe mine este că, la această dată, Ucraina a scos în evidență niște probleme mari de tot, care se erau prevezibile de mult, nu de acum. Inclusiv politicile de la nivelul Uniunii Europene, pentru că suntem câțiva oameni care lucrăm în domeniu sau am lucrat în domeniu științific și nu numai, și în domeniu practic. Da. În care am atenționat de foarte mulți ani că sunt chestiuni care la nivelul Uniunii nu sunt tratate așa cum trebuie. Inclusiv problema aceasta a relației de pildă a prioritizării mediului în detrimentul a ceea ce înseamnă economic. Chiar azi asistam la o dezbatere privind agricultura și mediul. S-au punea problema nitriți sau apă curată. Nu, și una și alta. Eu trebuie să obțin și una și alta. Și nitriți ca să fac pâine și să fac pâine bună, dar să fac și apă curată. Deci nu să... e ori-ori, da? E și-și. Absolut, și-și. Deci noi trebuie să pornim de la și-și, nu de la ori-ori. Pentru că asta este o problemă care... Dar e foarte interesant ce spuneți. Spuneți că politica aceasta a Uniunii Europene, în care mediul e cumva favorizat... Da, vreau să vă spun și, din păcate, noi am preluat-o și o practicăm în multe domenii. Așa. Nu ne bazăm pe deciziile majore, nici politice, nici administrative, peste un suport științific care să fi fost testat, care să fi fost verificat. De câte ori nu se dau decizii majore, în care nu se văd care sunt consecințele lor. Și dumneavoastră dezbateți de foarte inclusiv problemele acestea, de mărire de salarii, de știu eu ce se întâmplă pe partea socială. Fără să vezi partea cealaltă de influență într-un mediu social și nu numai un mediu social, care se duce inclusiv în mediul natural. Pentru că multe dintre problemele pe care noi credem că le facem bine, de pildă, și vă dau cazul legat de inclusiv problema irigațiilor. Da. Știți că problema în România și problema aceasta a limitelor nu este vorba de irigații. Da. Este cerceta pedologică.
Este vorba de seceta atmosferică. Și în 1994... Explicați-mi care e diferența, ca să înțeleg. Dumneavoastră, seceta atmosferică apare de obicei în perioadele iulie-august. Da. Este șocul acesta în care umiditatea relativă a aerului coboară foarte mult și este și o vorbă populară. Dumnezeu, atâta de cald, așa o climă apare că nu poți să respiri. Închipuiți-vă că în același cadru este și planta. Degeaba stau și beau apă. Că afară tot nu poți să rezisti decât extrem de puțin, pentru că sunt alți factori Corect. Care acționează asupra elementului de viață. Dacă vă uitați și noi o spun de ani de zile, domnule, nu numai seceta pedologică e problema care o rezolvă și mă bucur că în ultimii ani și zilele trecute, oameni care au făcut în acest an irigație excepționale, dar tot am avut pierderi. Pentru că este vorba de seceta atmosferică. Ei, aici intervine partea care o spuneam eu înainte, aceea de a crea organisme. Și la această dată omenirea nu mai este ca cu 50 de ani. Când vine factorul natural peste tine și n-ai ce să-i faci. Pentru că există proceduri în care eu pot să creez organisme cu un anumit grad de adaptabilitate. Asta ziceți că trebuie modificate niște plante și că, sau că le Absolut. Putem crea? Da? Nu să le modific, să completez baza genetică a lor. Și vă dau un caz pe care îl știți. Vorbiți de stați, ca să, în limbaj popular, noi vorbim despre modificări genetice. E o prostie, să spun. Da. Păi și grâul, care, pâinea pe care o pun pe masă, Așa. Eu o spun de mulți ani, Așa. De ani de zile. Este modificată genetic, natural. Pe grâu din care fac pâine a pornit de la o specie diploidă. Da. Diploidă. Da. Spelta, care e gelos sfaros, așa, da. Alte forme sălbatice. Avem triticum grâu tetraploid, durul, din care fac pastele păinoase, nu fac pâine. Deși e bogat în proteine. Și este grâu hexaploid cu 6 seturi de cromozomi din care fac pâine. Dar este o antipoliploidie naturală. Ea s-a făcut natural. Și atunci, iertați-mă, dar de unde e isteria asta în legătură cu organismele modificate genetic? Pentru că cu... cred că este vorba, fără să intru la mănunte, da? I-a îmbrăcat Așa, niște haine incredibile. Acum chiar cum era în anii 50. Proteste. Cu ruși. În anii 50, nu să știți că politica și bolșevismul, sau politica bolșevică, a scos, de fapt, Rusia de pe arena de cercetare în biologie. Cu Lysenko, cu Miciurin, de Miciurin ați auzit. Lysenko a fost un academician care a propovăduit un anumit tip antiștiințific în biologie. În timp ce, dincolo, se descoperă, erau marele descoperiri în genetica moleculară, care stă la baza, astăzi, a ceea ce înseamnă sănătatea umană sau eliminarea bolilor de origine genetică. Dar același lucru de la oameni sau de la animale îl întâlnești și la plante. Eu pot la plante să vin cu elemente care se conferă un anumit tip de toleranță sau de adaptabilitate la anumite condiții de mediu prin ceea ce am caseturi genetice într-un anumit teritoriu, cum este România. Și noi nu facem asta în momentul de față? Din păcate nu, pentru că la nivelul Uniunii Europene toată procedura aceasta de biotehnologie a fost interzisă. A fost interzisă? Da, OMG-urile. Știți bine problema cu soia și cu porumbul. Americanii care, uite, nu americanii, sunt mai proști ca noi, nu-i așa? Ei au lăsat toată povestea asta. Domnul Robert, în lume la această dată noi nu discutăm. Sunt două tipuri de agricultură. Așa. Una care este bazată pe mari descoperiri din secolul 21, 20 și 21, și altele care merg pe sisteme conservative, cum este cea europeană. Și care se bazează mai mult pe decizii politice și administrative. Și aici vă dau iar un exemplu. Cum e posibil ca o instituție ca EFSA, care dă verdictul de autenticitate, să aibă doar rol consultativ pentru politicieni? Eu mi-asum ce spun acum. Nu o spun prima dată. Am spus-o și în calitate de ministru la Bruxelles. Dar și ce spuneau când le spuneați chestiunea asta? Nu, că sunt niște chestiuni care creează probleme mari oamenilor, cancere și așa. Vreau să știți problemele de discuții cu anumite zone ecologiste din România la vremea aceea. La orice? La orice. De la, la autostradă, la exploatarea de la Roșia Montană, la gaze de șist, nimeni. La agricultură, la orice. Vreau să spun și profit de aceasta, pentru așa. Că am spus-o și zilele trecute într-o discuție. De ce în perioada aceasta de un an de zile ecologiștii, eu vorbesc de ecologiștii radicali, da. Nu-și fac prezența să dea soluții? Și în domeniul energetic... Bună întrebare. De ce nu? Extraordinar. Așa e. Ține soluții. Da. Pentru că se vede un rezultat în Ceylon, da? În Sri Lanka. Ce s-a întâmplat acolo unde ai făcut un exces și în care te-a dus dincolo de neputința unei populații și s-a dus la vometare? Noi avem două probleme în secolul 21, mari de tot. Mari de tot. Eu încep cu agricultura, cu hrana. Dacă nu va fi hrană, nimic nu va fi pe glob.
nu va mai fi viață. Clar. Evident. Eu trebuie să forțez nota chiar în condițiile schimbărilor climatice majore, pe care nu le pot închide cu summit-uri și îmi permit să o spun. Poate să fie la nivelele cele mai înalte, cu Al Gore, cu Putin, cu oricine vrei. Greta. Nimeni nu o să poată închide robinetul de la Dumnezeu. Pentru că e posibil să fie o anumită perioadă geologică din istoria Pământului de un anumit tip de evoluție, care sigur se leagă și de efecte antropologice sau activități antropologice la nivel global, cum este de pildă creșterea cantității de oxid de carbon sau altor gaze, de pildă la 480 de ppm-uri se duce către 500-800 de ppm-uri și atunci aceasta se corelează cu creșterea temperaturii medii anuale, globale, pardon, care crește iar de la 0,5 grade în anii 50, se duce către 3 grade în perioada 2054. Deci dumneavoastră nu excludeți ideea încălzirii globale. Nu. Da? E clar. Evidentă, avem un fenomen de genul ăsta, dar spuneți că omul trebuie să fie pregătit să facă față unei astfel de situații. Nu numai să fie. Omul această dată are mijloace cu care poate să creeze baza coexistenței în continuare, să trăiești cu aceste fenomene naturale. Și vă spuneam, sunt două tipuri de agricultură. Și vi le dau. Hai să nu încep cu Statele Unite, da? E clar că e la super performanță. Dar Brazilia, dar Argentina, dar Republica Sud-Africană, dar Australia. Iertați-mă, dar Ucraina s-a ocupat și cu, adică planta... Ucraina a cultivat, dar ea cultiva nu din producția ei internă, da, ci în porc. Aici este o altă problemă pe care iar aș vrea. Și aici e problema României. Discutăm mereu despre cercetare și unii o tratează cu acel 0,4 sau 0,5% din PIB. Las deoparte că se cheltuie bani zise pe cercetare, dacă nu ai nicio treabă cu cercetarea și cu ceea ce trebuie. România. Și mai ales pe domeniul acesta biologic. Și vorbesc aici numai de agricultură, și de medicină, și de alte domenii în care ea nu va putea să se dezvolte pe bază de import de rezultate de cercetare. Ea trebuie să-și producă în interior. România, dacă nu-și dezvoltă acest domeniu, își neagă capacitatea de a produce minte și valori dintre tinerii care vin după noi, în generația care vin. Ce facem universități? Pentru ce pregătim vârful în universități? Ce facem cu ei? Că noi aducem în biologie sau în institutele mari de cercetare să le dăm tematici care să deschidă viitorul cu ele. Păi, practic, ce se întâmplă acum în aceste institute de cercetare din România? Ce cercetare facem noi? Trăiesc de azi pe mâine. Am înțeles, dar la ei ce cercetează? Că bănuiesc că marele proiect pentru un cercetător în această zonă este tocmai să lucreze pentru aceste organisme modificate genetic. Să nu, facă, deci, să creeze din păcate, soliu, să facă. Din păcate, la această dată, Uniunea acum discută, da? Dar cum sunt la... Sigur, într-un sistem democratic se discută foarte mult. Și asta este o altă problemă. Dar ceea ce este foarte grav este că nivelul administrativ și politic, da, față de ceea ce a însemnat. Și ne amintim ce s-a întâmplat în timpul celor de-al doilea război mondial, în care lumea științifică a fost mobilizată, sigur, au produs până la urmă bomba atomică și alte arme. Totdeauna știința produce și astfel de chestiuni. Depinde cum folosești descoperirile științei. După care le aduci în sistemul, sigur, civil și, da, așa mai departe. Ei, noi discutăm prea mult la această dată la nivel european și suntem copleșiți. Poate că nu erau într-un fel. Și mai ales România, dacă va fi capabil să-și deschidă foarte bine relațiile, așa cum a făcut-o în anii 50. Pentru că, iar o chestiune pe care, în anii 50, România a fost singura țară din fostul lagăr socialist care a deschis pe domeniul cercetării în biologie relațiile cu Statele Unite și cu lumea occidentală, acolo ne fuseseră mari descoperiri din genetica moleculară. Așa s-a înființat Institutul Porumbului de la Pundulea, unul dintre cele mai bune din lume. După care, de acolo s-a dezvoltat o cercetare pe metodele noi. Abia prin anii 80, celelalte state zise socialiste și chiar state europene au început să pătrundă. Era deja târziu. Uitați-vă, Rusia, dintr-o decizie politică de acel tip, nu se va mai regăsi niciodată, nu poate intra în competiție cu nimeni. Din punctul ăsta de vedere științific, de nivelul ăsta, biologic. Cine ia premiul Nobel în biologie, în chimie, în biochimie, în biologie? Niciodată din Est, din Rusia. Niciodată. Da? Pentru că o decizie politică și care te lasă, cum suntem noi acum de vreo 20 de ani, stăm undeva la periferia acestor metode noi de cercetare și nu le dăm drumul să vină în țară, cred că e o greșeală capitală de abordare a Uniunii Europene. Și eu îndrăzesc să mai spun un lucru cunoscând
poziția unor colegi din Marea Britanie, miniștri chiar. Așa. Să știți că retragerea Marii Britanie nu e pe chestiune politică. A, are legătură și cu genul acesta este de... Este lipsa libertății de a aborda probleme mari, de rezolvat probleme. Ce bine că spuneți asta, domnule ministru. Inclusiv cel legat de soluții la aceste probleme care se confruntă lumea de azi. Păi poate că asta, într-un fel, explică și convulsiile care au loc în interiorul Uniunii Europene în momentul de față, când state membre ale Uniunii Europene cer mai marilor din Comisia Europeană și din Parlamentul European să permită genul acesta de activități, să spunem, pentru că trebuie să vă spun, fără să nominalizez, noi suntem și membri ai Asociația Academiilor de Științe Agricole Europene. Suntem vreo 13 academii, 14 acum, cu Albania. Sper să colegii din celelalte țări ce spun? Scrâșnesc și ei din dinți? Au fost perioade în care nu numai că au sprijinit, au suferit. Dar să știți că au fost momente, fără să nominalizez țara, da, în care profesorii au fost dați afară ca vezi agenții ai unor firme americane. Pentru că discutau despre... Or fi fost polonezi? Nu, deci... Nu. Nu, am așa. Culmea din vest. Din vest? Nu. Polonezii au avut și nemți au și o anumită poziție, dar mai așa, mai neutră, într-un anumit fel. Dar sunt chestiuni care, după părerea mea, au blocat extrem de mult progresul și, mai ales, ele trebuiau să se coreleze cu ceea ce discutăm acum în Green Deal. Green Deal-ul nu va reuși și îmi permis și putem discuta, Doamne, dă să mai trăim câțiva ani, să vedem dacă am avut dreptate sau nu. Green Deal-ul nu poate fi aplicat dacă două componente nu se rezolvă. Problema schimbărilor climatice prin soluții tehnice stabilite de cercetare și în același timp problema mediului. Reducerea pesticidelor în condițiile în care factorii climatici sunt favorabili și pentru agenți patogeni, nu numai la plante, și la oameni și la tot. Vedem ce se întâmplă acum, nu? Da. Nu găsim soluțiile tot prin cercetare, lumea n-are șansă. Grindirul nu se poate aplica. De altfel, foarte multe programe ale Uniunii Europene din punctul de vedere al rezolvării finale, n-au fost realizate tocmai pentru că au fost componente lăsate deoparte. Dar unele din cele de cercetare. Ziceți că uneori ei lucrează ca într-un soi de cupolă în care nu înțeleg ce se întâmplă în lumea din jur sau pentru că nu aduc la această masă, cum spuneați mai devreme, iată și componenta instituțiilor de cercetare, specialiștii și așa mai departe. Domnul Robert, sunt decuplați de realitate. Nu vreau să intru și nu vreau să intru în amănunte. Mi-aștepți mica mare problemă care s-a creat la un moment dat inclusiv la Măgurele, da? Da. Unde era o realizare și este da, o realizare de la Măgurele, indiscutabilă. Da. Da, dar cât ce admit ca România să se așeze într-un anumit nivel în realizările de acest tip? Aha. Din păcate, la nivelul Uniunii mai există astfel de concepte care ar trebui să dispară. Iar cercetarea, și este un articol excepțional, acum vreo 4-5 luni a apărut în revista Lumea, impecabil articolul, legat de ce înseamnă cercetarea și atenția pe care Uniunea o acordă cercetării în Europa Centrală și de Est. Este o mare greșeală făcută și o eliminare, practic, de la o contribuție a minților tineri, acum apărute, foarte bine documentate, care ar putea produce rezultate de cercetare la un nivel de competitivitate internațională. Cu chinezii, cu Statele Unite, cu alte state, ceea ce noi nu facem la această dată. Este un haos pe domeniu. Avem o legătură telefonică și cu Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daia. Vă salut, domnule ministru. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor noastre, și salutul de respect dacă aveți pe cineva în studio. Eu nu am posibilitatea să vă văd. Vă spune pe cine am în studio. Am un domn pe care mă bucur atât de mult că l-am în fața mea. Este fostul ministru Agriculturii, domnul Valeriu Tabără, care de vreo 20 de minute ne vorbește despre niște lucruri, din păcate, prea puțin sau chiar deloc discutate în spațiul public românesc. Cum ar fi... Cercetare și biotehnologie. Exact, cercetare și biotehnologie. Și ne spune domnul ministru Valeriu Tabără, ne spune așa, domnule, România, la fel ca și celelalte țări din Uniunea Europeană, este astăzi blocată în această zonă a folosirii rezultatelor cercetării în agricultură, chestiune pe care Statele Unite, spre exemplu, o fac cu mare succes și în felul ăsta reușesc să aibă și producții mai mari și rentabilitate mai mare și așa mai departe. Noi cum stăm, domnul ministru? Vă bateți la Bruxelles să dea drumul? Sau sunteți și dumneavoastră împotriva, spre exemplu, nu. Organismelor modificate genetic? Nu, n-a fost. Haideți, sigur, mă urlăm pe rând așa. Eu îl respect foarte mult pe colegul Valeriu Tabără.
în poziția domniei sale de președinte al Academiei, sigur că intră în această abordare tematică în care de temele zilei se suprapun pe condițiile acestea climatice și evident frământările economice și sociale pe care le avem în acest moment și le vom avea în condițiile în care abordăm în ansamblul factorial ceea ce înseamnă agricultura și ce înseamnă mediul. Revenind în planul acesta al realizărilor zilnice, sigur că și eu și alții și cred că și domnia sa regretă faptul că din 2009, prin ordonanța 45, cercetarea în România, ca și obligativitate pentru guvernele care au fost din 2009 până în 2017, în 8 ani de zile, 4 guverne, trebuiau prin litera și prin vocația legii să transforme stațiunile de cercetare și să elaboreze în acest sens actele normative pentru a le pune într-un confort, spun eu, financiar și într-un confort al posibilităților de a face cercetare în România. Spun că regret și eu și cred că și domnia sa regretă că n-am reușit în 4 ani de zile să elaborăm doar 3 hotărâri de guvern, 4 guverne. În 8 ani de zile au avut acest succes formidabil în actul acesta de administrare al țării. De aici, sigur că am pierdut cadența cu cercetarea și, evident, am pierdut cadența cu lumea. Pentru că dacă astăzi se pierzi ceva cu gândul că îl câștigi mâine, este imposibil în agricultură, iar în cercetare mai abitir. Motiv pentru care știu că în 2017 primul obiectiv pe care l-am avut ca ministru a fost acela să transformăm și să intrăm în pasul normal al legii și să facem ceea ce ne dictează legea. Și am reușit să punem în stare de funcționare cele 52 de stațiuni de cercetare care au început să respire din punct de vedere economic și din punct de vedere al cercetării, pur și simplu pentru că au putut să... Ce să respire, domnul ministru, că e jale în aceste stațiuni de cercetare? Sigur, care e jalea jalelor? Scot pe bandă rulantă absolvenți de învățământ agricol care au făcut 2 zile de cercetare până astfel de stațiuni. Nu sunt fonduri, arată ca vai de capul lor, n-au bani să reușească cercetare. Despre ce vorbim? Nu, eu nu vreau să am o abordare atât de nihilistă. Lăsați că o am eu. Și de asta vreau aștept să mă contraziceți, să-mi spuneți turcesc, nu greșești, aveți, totul aveți, e minunat. Aveți pe președintele Academiei acolo care vă poate spune din acest punct de vedere. Păi n-are bani președintele Academiei. Poftiți? Nu există bani pentru cercetare. Nu, nu. Sigur că nu există bani, dar poate exista și o preocupare la nivelul banilor pe care le avem. Nu spun vis-a-vis de cele afirmate, de că n-am putut să aflu ce a spus domnul președinte, dar știu că există la ora actuală această preocupare și la domnia sa și la Ministerul Agriculturii, pentru că, iată, în câmpurile experimentale noi ne prezentăm cu hibrizii altora, deși avem posibilitatea concretă de a face... Păi și de ce nu facem? De ce nu facem dacă avem posibilitate? Sigur, dacă mi-ați lăsat să conduc logic discuția cu dumneavoastră și să vă dau răspunsul, pentru că nu pot să fiu secvențializat de fiecare întrebare, pentru că îmi pierd șirul logic al expunerii mele. Ba da, eu zic că facem, că nu facem suficient, este cu totul altceva. Dar iată că aveți pe președintele Academiei care poate să spună că anul trecut s-au introdus în catalogul oficial peste 93 de soiuri de la diferite specii în România. Este un rod al cercetării, din care o parte dintre aceștia se află în cercetarea privată. Sunt oameni care acum lucrează despărțindu-se, evident, de nucleile acestea de cercetare, dar rămânând la plăcerea de a face și la pregătirea pe care o au, s-au organizat în loturi, în acțiuni din astea private și iată că pun pe masă și scot o serie întreagă de soiuri. Sunt realizări pe care trebuie să le
să ne spunem și în același timp să ne și bucurăm și că avem acest eșantion al cercetării românești cu efective valoroase în țară, cu stațiuni formidabile. Mă gândesc aici la faptul că la Fundulea noi am fost de primul producător de floarea soarelui în lume. Sigur că cercetarea acum are nevoie de mai mulți bani și evident de o altă abordare în contextul actual, în condițiile în care schimbările climatice... Am înțeles, domnule ministru, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă înțeleg, pe de o parte, e complicat în momentul de față, din poziția asta de ministru, nu, domnule Tabără, să vii să spui, domnule, stăm prost, nu avem cum. Trebuie să spui că și dacă stai prost, că totul e bine și frumos. Domnul Dea a abordat un segment din chestiunea respectivă. Și aș vrea să vă spun că noi în ultimii 3 ani de zile am angajat peste 200 de tineri. Uh-huh. Care, atenție, n-au plecat. Deci n-au plecat, au rămas și îmi dă speranța că vor rămâne cei care să continuă mai departe. A doua, sigur, este pe un an de zile, ceea ce s-a omologat, de pildă la grâu, încă 60% din suprafața cu grâu din România se cultivă cu soi românești. Și anul acesta și în condiții grele, soiile românești, chiar dacă nu sunt numai de grâu și de altele, se văd cu o anumită toleranță față de condițiile climatice. Sunt bune în comparație absolut cu celelalte soiuri? Deci în condițiile acestea grele și de tot, sunt net superioare cu grad de adaptare. Uh-huh. Aici este marea problemă. Uh-huh. Ceea ce spunea colegul Daia este un lucru bun făcut pe legea 45 după destul de mulți ani, dar încă mai avem cel puțin 23 de unități care de atenție, de aproape 20 de ani, stăm să le rezolvăm cu instituții publice ale statului. Uh-huh. Să le dăm ca roda unei restructurări în care sunt suprafețe, să generează pierderi. Nu sunt dintre cele care sunt active. Sunt unități care la vremea respectivă fie au fost luate de universități, fie de alte instituții, erau datorii istorice și așa mai departe. Dar aș vrea să vă dau, apropo de finanțare, și nu este o acuzație la adresa ministrului. Ministrul face ce poate, fără discuție, pe domeniul respectiv. Sunt și alte domenii care sunt atât de importante ale sectorului. Dar vă dau o comparație cu un institut din Franța. Ia să vedem. Deci INRA primește anual de la buget peste 1 miliard de euro. Un singur institut. Și au vreo 5 institute în Franța. Uh-huh. În timp ce noi avem la nivelul de 60 de milioane de euro. Eu am solicitat, dacă cineva vrea să ne aducă la cât de cât, să putem face performanță, nu să supraviețuim, că livrăm și tehnologii. Vă dau un exemplu de pildă. Avem la această dată un grâu excepțional pentru Orientul Apropiat, creat într-o cercetare la Lovin și la Turda, pe care le brevetăm. Va face revoluție. De ce va face revoluție? Pentru că eu duc microelementele acelea care lipsesc în zonele călduroase ale globului, Orientul Apropiat pe nisip, și pe care statele respective le susțin financiar, le subvenționează, ca să poată să elimine carența de la populație cu bani mulți. Ori o duc în făina de pâine și o duc în pâine. Grâu românesc. E făcut grâul această dată. O colaborare cu Institutul Național de Cercetări. Și îl plantează acolo? Sau îl plantăm noi aici? Deci ne-am făcut acolo împreună, tehnologii împreună, dar producția mare rămâne la noi. Noi vom fi cei care vom livra un astfel de grâu. Care, atenție, este bun și pentru noi, nu numai pentru ei. Deci, din punct de vedere, cu toate eforturile respective, am mers mai departe cu rezultate care sunt excepționale și nu cu bani mulți, bani puțini. Nu vă mai spun cu salariile, cum se stă. Este pe ultima. Vorbiți practic de niște minuni care se întâmplă în condiții de pauperitate. Faptul că în România, domnul Turcescu, faptul că în România de aproape 100 de ani aceste unități de cercetare au rezistat și în zona comunistă, și după aceea, și după 90, când n-au primit un ban, când li s-au luat sursele de venituri, este o minune. Uh-huh. Și vreau să vă spun că în pasul următor, să dea Dumnezeu, eu zic să am dreptate, dar mă sigur am dreptate. Trece momentul acesta greu și se vor căuta aceste unități și rețele care sunt așezate după fiecare microcondiții climatice ale unei regiuni, cum are România. Nici o altă țară nu are ce avem noi acum. De aia ne-am luptat pentru acest sistem. Și doi, la Turda avem centru de producere de soiuri de soia. Fundulea continuă să fie un centru important de ameliorare. La Lovin am realizat acum un soi care a produs 9.200 și ceva de kilograme de grâu la hectar. La Turda
Am dus acum soiuri de grâu de la Turda și le testăm în Republica Moldova. Deci dați-mi să înțeleg un lucru, că am văzut la un moment dat spunându-se că în comparație cu anii 90... Să vă spun ceva, pentru că domnul ministru a venit și chiar a fost o întâlnire, că a fost și unul dintre mari cercetători ai lumii în domeniul florii, Soare Scoriș, de la Novi Sad, la o întâlnire la Amzacea, în Dobrogea. La floarea soarelui, e adevărat, România a fost prioritară în lume. Suntem foarte buni la producție. Implementând... Floarea soarelui. Am fost. Implementând genetica cea mai de vârf la vremea aceea. Da. Pe care nu avea nimeni. Ei, dar la această dată găsim genetica românească, dar o găsim în ghibrizii străini. Nu mai găsim la noi. Pentru că atunci, după 90, da, unul dintre marile domenii pe care le-am pierdut și le-am scăpat din mână au fost aceste realizări formidabile, care sunt toate legate de brevete, nu de altceva. Uh-huh. Și care revoluționează un sistem. Floarea soarelui creată în anii 70 în România la Fundolea, de excepționalul colectiv condus de academicianul Alexandru Vrânceanu, Viorel Vrânceanu, a revoluționat cultura florii soarelui în lume. A fost o revoluție în lume. În sensul, și economică, în sensul productivității? Producție, conținut de ulei și rezistență la boli. La mană. Deci sunt niște a fost rezistență, de pildă, vă dau acum un exemplu, așa, apropo de ce, că vorbeam de ingineria genetică, da, s-a transferat androsterilitatea de tip citoplasmatic, nu știu ce înseamnă, dar vă crepă cu e o chestiune de genetică, așa, care a conferit rezistență la mană, n-am mai trebuit să tratăm împotriva manei. Asta este un acest tip de cercetare, ăsta este tipul. Ori noi acum la floarea soarelui, la porumb, în mare parte, atenție la porc, la pasăre. Noi importăm tot materialul biologic. Cum putem noi să devenim o forță și să fim siguri, să avem siguranță alimentară? Adică noi am pierdut și, apropo de animale, rasele respective. Păi sigur că da. Da, am pierdut soiurile, apropo de asta. Am pierdut rasele și soiurile. Da. Păi da. Am pierdut materialul genetic, pe care nu mai poți recupera ușor. Dar văd acum, spre exemplu, că la roșii e o nebunie întreagă, țăranii primesc chiar niște bani la legumicultorii pentru a planta așa numita roșie românească, soiul nu știu care. Li se dau niște milioane de lei la micii fermieri. Domnul, e un lucru foarte bun și programul Tomata, după părerea mea, este un program bun și nu numai. Uh-huh. Un singur lucru lipsește. Care? Și am reproșat la vremea respectivă. Că în capul acestui program este o stațiune care să fie obligată, atenție, să fie obligată să producă material biologic. Eu produc programul Tomata în cea mai mare parte, cu sămânță importată. Păi înțeleg, normal, că să primezi niște bani pentru a cumpăra sămânță română, nu știu domnul, de unde. Domnul Turcescu, eu dau pentru reproducție la păsări, da? Da. Dar materialul biologic l-a duc de afară. Eu dau bani pentru reproducție la porcine. Ce e asta, domnul Tabără? Asta este o chestie de prosteală. Nu înțeleg nici eu. Adică dai bani ca să ce? Să vă spun, pentru că dumneavoastră ați prins momentul, 1997, care atunci când s-au transformat niște instituții de cercetare în societăți comerciale. Aha. Că vezi, doamne, privatizându-le, vom face o revoluție. Cei care veniseră atunci, am avut o plăcere să o revăd pe doamna Harman, după mulți ani, pentru că au multe discuții cu dânsa, dar și o colaborare foarte bună. Și să-i spun, uitați-vă, doamna Harman, reprezentanta Băncii Mondiale, nici unul dintre acele institute nu mai sunt în viață. Și atunci erați foarte pornit împotriva mea. Că nu înțeleg eu. Vă înțelegeam foarte bine. Și ce a zis reprezentanța băncii? Zice, da, îmi fac mea culpa. E profesor la această dată la Universitatea din Bologna. Și nu i-a spus, vă face mea culpa, dar la nouă ce le mai ajută? Că domnul, sunt... haideți ca să vă dau exemplu. România a avut două rase senzaționale de porc. Așa. Trirasialul de Comtim, că de Comtim ați auzit. Bineînțeles. A fost o super performanță, tehnică și biologică. Și am avut tetrarasialul de Periș, Institutul de Suine de la Periș, de aici. De a fost o bătălie mare când s-a privatizat acest institut. M-a mai rămas ceva de capul dar, lui? Cu ce? Nimic. 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 Terenul dar pe Târtășești, ați auzit de Târtășești, de Crevedia, unde se producea materialul biologic de la păsări. Și vreau să vă spun că în 1994, când am venit la minister, am descoperit două credite, care erau extrem de ieftine, cu 1-2% dobândă, 100 de milioane de dolari. Prin credite furnizori adevărat. Și eu am adus materialul biologic pentru rasele de păsări, de carne, ca să le putem îmbunătăți genetic și să le putem relua de la capăt, pentru că sunt linii consanguinizate, sunt hibrizi. La această dată doar 5-6 firme în lume produc așa ceva. Vă dați seama ce monopol există? La porc la fel. Și noi, aici este marea problemă.
Noi mai putem recupera acest... Încă nu-i târziu. Dacă, deci dacă, chiar s-ar putea face absolut. Asta? Absolut. Dacă la nivel de decizie politică, da, la rece, discutând inclusiv cu cei de la Uniunea Europeană, că și Uniunea pierde, și ei pierd, ar trebui să ca în fiecare țară să se deschidă calea spre aceste elemente de performanță, pentru că orice țară care va fi dependentă de materialul biologic, atenție, nu de tehnologie, de materialul biologic, va fi dependentă și își pune în pericol securitatea națională. Nu mai vorbesc de cea alimentară. Prin acest material biologic, semințe și așa mai departe, se reglează costurile, care pot fi mai mici sau mai puține. Da? Doi, riscul să aduc material biologic din altă parte să nu fie adaptat la climatul nostru, climat temperat continental, cu șocurile astea termice, și de iarnă, și de, mai ales de vară. Și să nu pot să-mi obțin randamentele. Ne oprim, puțin pentru publicitate. Nu știu la ce vă uitați, sper că vă uitați pe B1 TV, pentru că este o lecție excepțională. Puteți să nu fiți specialist, cum nici eu nu sunt în agricultură, să nu vă pasioneze neapărat domeniul, dar ce se vorbește aici nu este pentru inițiați, este pentru toată lumea și înțelegem cu toții cam pe unde am ajuns. E o lecție extraordinară predată de profesorul Valeriu Tabără. Ne întoarcem foarte rapid. Împreună cu fostul ministru al Agriculturii, domnul Valeriu Tabără. Domnule Tabără, vreau să înțelegem dacă România are vreo problemă, nu neapărat numai anul acesta, în general, în a-și asigura consumul intern, să spunem, la alimentele de bază. N-ar trebui să aibă. N-ar trebui, nu. Dar ar putea, nu, să aibă? Nu, eu o spun și o spun cu toată răspunderea, dacă avem probleme cu alimentația, sunt din proastă organizare și proastă gândire a strategiei noastre pe domeniul producție agroalimentare și, atenție, și a economiei rurale. Pentru că una dintre marile dezastrele noastre este în zona rurală. Încă nu discutăm cât trebuie despre. Dar vreau să înțeleg că dumneavoastră pricepeți chestiunea asta. Vă rog să adăugați în răspunsul dumneavoastră, în ceea ce ne veți spune, și răspunsul la această întrebare. Totuși, de ce mâncăm atât de scump? Adică avem producție, putem să producem și totuși... Este o altă aberație. Alimentele din România sunt foarte scumpe. Este o altă aberație. Vreau să vă spun și o altă aberație. România este una dintre puținele mari puteri agricole europene care este dependentă de importuri. Incredibil. Da. Da? Mănânc roșii turcești, olandeze, mere poloneze. Cum pot să produc, să fiu recordist la porumb, da, și o să import carne de porc sau produse lactate? Păi cum? Când porumbul este primul furaj sau primul element de furaj, pentru... care merge spre zona aceasta, da, a producției de carne. Citeam un material care a apărut în National Geographic. Excepțional. Așa. Pe circuitul carbonului. În Statele Unite, când s-a pus și se pune în continuare problema, de pildă, ca parte din porumb să se ducă spre etanol. Da. Brazilia a făcut un alt procedeu mai important. Ei, dar lângă toate fabricile de producere acestui etanol al Statelor Unite, atenție, lângă una singură, 30.000 de capete de bovine, care cresc pe tot ceea ce rezultă din fabrica aceasta de producție de etanol. Adică se transformă în carne. În acea economie circulară de care discutăm și la care agricultura României s-ar preta în totalitate. Poate că este sectorul cel mai bun. Păi noi nu avem nici fabrici de procesare a legumelor în bazinele legumicole din România, domnule ministru. Păi, ce să mai vorbim de combinate, de creșterea porcilor pe lângă marile câmpuri, să spunem, sau fabrici de... Păi eu vă dau un alt exemplu. Sigur, n-am acum datele la mine. Așa. Și păi nu e posibil să aduc concentrat de roșii, da, și să fac pasta de roșii cu roșii importate sau concentrat adus din China sau de nu știu unde. Da. Când eu aș putea produce... Stai puțin, explicați-mi, asta înțelegeți și noi, o simțim pe pielea noastră, o vedem că se întâmplă în economia noastră de piață. Dar de ce se întâmplă? De ce e așa? Adică în condițiile în care putem produce, în condițiile chiar în care chiar producem, inclusiv grâu, da? Noi exportăm materia primă, o întoarcem sub formă de aluat congelat sau sub formă de făină din... Nu știu dacă aducem noi aici, rămâne discutabil. Bun. Sigur că e mai simplu. Importurile de legume, importuri de carne, ne povestea domnul Minea, spre exemplu, da? Spunea la un moment dat, domnule, zice, sunt obligat la ora asta, n-am de unde să iau carne românească.
de port. Eu spun o întrebare, așa. Domnul Robert. Da. Când au avut de unde lua, de ce n-a luat de aici? E, o întrebare, da, sigur. O pun nu pentru dumneavoastră, da, o pun eu știu pentru cine. Înțeleg. Dacă ne ascultă cineva acum, pentru că rețelele acelea de import și cu legume, și cu fructe, și cu carne, s-au format în 1990. Și statul român, da. Și dacă vă amintiți problema bulbilor de la Alea, era ministru eu în 2010. Mi-aduc ceva. Am avut o problemă. Așa. Și vreau să vă spun că i-am găsit pe furnizorii olandezi da. În culpă. Și nu numai cu probleme de sănătate a bulbilor, ci și cu altele. Pe care noi nu le tratăm cu destul adică de... Adică dumneavoastră spuneți că avem de-a face, am putea să-i spunem și mafie, dar putem să-i spunem cu niște băieți deștepți care au creat niște rețele și fac bani mulți și în felul acesta... Nu, după părerea mea, nu mai e vorba aici de băieți deștepți. Erau 90. Așa. Acum avem niște rețele și mi-asum răspunderea. Da. De-a dreptul mafiote. Uh-huh. Eu simt undeva, inclusiv ce am văzut azi și în alte câteva date, că efectiv dacă pornești ceva și se fac eforturi mari. Să știți că și Ministerul Agriculturii face eforturi mari pentru anumite probleme și programe și bani și guvernul face și dai bani inclusiv acum, ca să susții anumite deci domenii. Dacă pornești ceva, ce se întâmplă? Poftiți? Spuneați că dacă pornești ceva și vorbeați de imediat mafie... Imediat apare acel tip de concurență în care să-ți blocheze această dezvoltare în interior. Să n-ai puterea din interior ca să produci suficient. Și vă dau cazul, dacă vreți, pe legume și fructe, da? Dar ăsta este un atac la siguranța alimentară, absolut. Chiar la siguranța națională. Și iar națională. La ceea ce vă spuneam înainte, n-am materialul biologic. Parte din costurile și din subvenția care mi se dă mie, o dau pe sămânță la un alt fermier olandez, bulgar sau știu eu pe unde. Vreau să înțeleg, stă în puterea unui ministru sau unui guvern sau a cui? Stă în puterea unui guvern. Să oprească acest fenomen? A unui ministru nu. A unui guvern. Se așteaptă prea mult de la un ministru. Eu nu l-acuz pe colegul Daia și eu am fost în situația de acolo și efectiv eu am fost poate puțin, știu, dar sunt mulți care știu că nu mi-am dorit să fiu. Din contră. Am căutat să nu mă duc. Dar, până la urmă, în politică nu faci chiar ce vrei și știți bine că faci ce acolo mai faci și ce ceea trebuie. Ce se cere, nu? Da. Adică nu mă stai pe un loc dacă ești un politic, comentarii, da. Te duci pe responsabilități. Corect. Și eu asta am făcut. De pildă, așa, ca o fapt divers. În primul mandat eu am fost luat de la Coasă, din Apuseni. Tratata din Brazda. Au venit după mine acolo, am crezut că trece momentul și trece și mă uită. Nu, au venit și am venit. Asta era dorința premierului de atunci. Am venit, am răspuns, m-a fost ușor. Greu. Dar acum... Vreau să revin la costul. Partea de aceasta... ce costă atât de mult mâncarea, domnule ministru? De ce? Pentru că nu producem noi la nivelul de potențial al nostru. Revin, atunci reformulez. Și repet. Cum am putea face să ieftinim? Uite, carnea asta de pordă, te duci la un moment dat și zici, bă, din ce ori faci o mănene de atât un exemplu de... pe care m-ați auzit. Eu nu am acuz niciodată din contră. Cunosc medici veterinari și cadre și specialiști de mare clasă. Așa. Dar politica sanitar-veterinară, prin structura pe care o avem acum, nu este cea care să răspundă la ceea ce discutăm noi acum. Producția zootehnică, care este cheia securității alimentare în România. Nu pâinea. Nu producția vegetală cheia. Ci transformarea producției vegetale în producție animală, în carne și în lapte. Asta e cheia. Și noi nu o facem. Și vă dau un exemplu. Vă rog. Care este clar, fără tăcadă. Deci din valoarea globală a producției agroalimentare românești, producția zootehnică reprezintă la această dată, atenție, la această dată, în jur de 22%. Știți cât ar trebui să fie? Între 50 și 60%. Care e diferența? Până la 60%, pentru că zootehnia este prima verigă de valoare adăugată producție, degeaba vând greu. Și ai vine acum al doilea indicator major, care este de guvern și de ministru. Aceea valorii globale agroalimentare a unei țări. Noi realizăm, anul ăsta o să vedeți, undeva la vreo 13-14 milioane, miliarde probabil. Dar noi n-am depășit 20 de miliarde de după 90 de loc. Atenție! Potențialul nostru este între 40 și 50 de miliarde. Acest interval de la 20 sau de la 15 la 40, este enorm în zona afacerilor. Și a ceea ce spuneam aici, asigurarea abundenței și nu numai pentru consum propriu. România trebuie să fie furnizoare de securitate alimentară, de produse. Da, vreau să vă întreb, faptul că suntem în Uniunea Europeană... Nu, am venit ca să închei comparația. Și nu o să discut despre Franța sau Germania. Da. Italia. Da.
Italia, ca și potențial pedoclimatic, are în jur la 44-45% din potențialul României. Nu vă vine să credeți, dar este așa. Apropo de un articol, iar am să vi-l trimit, senzațional, scris de Gheorghe Enșești în 1937. Țară bogată, țară săracă. Da. Care e o comparație între România și Italia. Ce înseamnă abundența și bogăția? Dar revin. Exporturile Italiei și valoarea globală a producției agroalimentare a Italiei la nivelul 2016 era de 55 de miliarde de euro. 55 Dumnezeu, de miliarde. Da. A doua după Franța. Germania era pe locul 3, cu 52-53, Franța în jur de 72. Dar asta înseamnă sistemul de organizare și de valorificare la maxima orice. Nu pot să produc cantități de roșii și să le găsesc la marginea drumului. Da, nu pot să am în depozite mere. Așa e. Și am să mai dau un exemplu și eu atenționez de foarte mulți ani. În 2003, nu eram nici deputat, nici nimic. M-am urcat pe tren să vin să discuta atunci integrarea Uniunii Europeană, negocierea unor capitole la agricultură. Zahărul. Da. Nu vă dau numere la minister cu cine am venit să discut. Și ne-am spus, vedeți că aveți aici o strategie. România poate produce între 530 și 550 de mii de tone de zahăr. Atenție! Pe circa 150 de mii de hectare, cu 4-5 fabrici de zahăr, care să aibă un anumit interval de timp, cu un anumit tip de organizare. Vă rog să nu cedați. Și ce-am ajuns? Cedat. Da. Dar eu întreb azi, România nu mai produce zahăr, mai are o fabrică, da? Câtă? Atenționez de câțiva ani buni, România nu va mai produce cartofi. Mă bucur că am ocazia să o repet acum. Cine au urechi de auzit, să audă. Și am spus și la Brașov acolo o lună. Și am spus și acum 3 ani. Atenție, România nu va mai produce cartofi. Apropo de importuri și de modul cum la nivel, uitați exact ce arătați aici, este normal, astea sunt mere, dintr-un depozit. Îl cunosc pe fermier. Da. Îl știu, din zona Iașului e, dacă nu mă înșel eu. Aici. Nu e posibil așa ceva și eu să import. Și atenție, cel care își duce merele, nu sunt mere oare, iar soile românești de mere, Florina și sunt o grămadă realizate, sunt de o calitate impecabilă, cu nimic mai prejos decât ce se importă. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult, chiar foarte, foarte mult și dacă vă mai faceți timp, vă aștept în continuare la un episod 2 în emisiunea Sub semnul întrebării. A fost mai mult decât o lecție, a fost o radiografie excepțională pe care fostul ministru al Agriculturii, domnul Valeriu Tabără, a făcut-o astăzi. Aș adăuga numai atât apropo de ce spunea colegul Daia. Sunt convins că să știți că 60 de unități de cercetare din România agricolă sunt pe plus. Nu sunt pe minus. Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem foarte rapid la fix când avem o temă foarte, foarte grea de discutat. Revenim.